Bună ziua și bine v-am regăsit la destinația România. Poposim săptămâna aceasta în țara Maramureșului. Maramureșul este situat în extremitatea nordică a României, în vecinătatea râului Tisa și a munților Maramureș, lângă frontiera cu Ucraina. Reședința de județ este Baia Mare. Cu toate că documentele scrise amintesc despre Maramureș numai la sfârșitul secolului al XII-lea, istoria acestui străvechi pământ începe cu multe zeci de mii de ani în urmă. Cercetările arheologice au scos la lumină dovezi despre o intensă viață umană aici, încă din epoca paleolitică și până în feudalism. Cucerirea Daciei de către romani nu a însemnat cucerirea tuturor teritoriilor locuite de daci. Imperiul Roman a înglobat numai o parte din fostul regat al lui Decebal. Pe restul teritoriului, din care făcea parte și Maramureșul, dacii au continuat să trăiască liberi. Mai târziu, voievodul, care probabil a deținut o parte a teritoriilor de azi ale Maramureșului, a fost menumorut, a cărui stăpânire se întindea asupra părților Bihariei și Sătmarului. Procesul de cucerire a Transilvaniei de către feudalii maghiari, de la sfârșitul secolului al XIII-lea, a fost de lungă durată, printre ultimele teritorii ocupate fiind și cel al Maramureșului, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Primele mențiuni scrise despre Maramureș datează din anii 1199 și 1231, după care începe să fie mai frecvent amintit îndeosebi în secolul al XIV-lea. Când Bogdan, voievodul maramureșenilor, se împotrivește procesului de înlocuire a vechilor forme de organizare a societății românești maramureșene cu cele specifice statului feudal maghiar. De Maramureș se leagă începuturile scrisului în limba română, atestat prin codicele de la Eud din 1391 și 1392, continuat și consolidat în secolele următoare prin scrisorile românești ale maramureșenilor, adresate bistrițenilor și bucovinenilor. Prima unire sub Mihai Vodă Viteazu a cuprins și teritorii maramureșene. Cronicarul moldovean Miron Costin a poposit și în Maramureș, în drum spre Polonia, întărindu-și convingerea despre unitatea poporului român și despre preponderența românilor din Transilvania.